nouă fabrică se construiește la Timișoara. Investiția de 30 de milioane de euro va pune bazele uneia dintre cele mai mari fabrici de biciclete din Europa de Est. Pentru început, 350 de angajați vor avea ca obiectiv 1 milion de biciclete produse pe an. Ulterior, numărul de locuri de muncă va ajunge la 750 pentru a putea scoate de pe poarta fabricii și mai multe biciclete. 1,5 milioane de vehicule pe două roți made in Timișoara, mai exact. În acest moment sunt în plină construcție halele amplasate în sudul orașului, fabrica urmând să aibă 23.000 de metri pătrați. Vrem să facem la Timișoara un Bicycle Valley, anunță acționarii români și italieni care investesc în proiect. Există loc pentru dezvoltare în jurul fabricii. Practic, toate componentele ar putea fi făcute la Timișoara. Prin dezvoltare pe orizontală, platforma va crea 3.000 de locuri de muncă. Mai mult, din 2023, vrem să începem și producția de biciclete electrice. A declarat Vincenzo Moderno, vicepreședintele Camerei de Comerț Italiene pentru România. La Timișoara sunt așteptați și reprezentanții unor branduri care produc componente pentru biciclete în țări cu tradiție, precum Taiwan, Vietnam, China și Japonia, pentru a discuta despre mutarea unor activități la Timișoara. Fabrica trebuie să fie funcțională până la sfârșitul anului viitor. Între timp, România încearcă să se alinieze legislației comunitare în ceea ce privește infrastructura pentru biciclete. Un proiect de lege care prevede dotarea clădirilor publice, de stat sau private, cu rasteluri pentru minimum 10 biciclete, dar și cu sisteme antifurt, a fost votat în Camera Deputaților. Din punct de vedere a unui proprietar de magazin de biciclete, este că este un pas înainte pentru acest lucru, dar nu este suficient. 61% dintre români nu merg niciodată cu bicicleta, conform Comisiei Europene. În plus, România este cea mai periculoasă țară din Uniunea Europeană pentru cei care iubesc să pedaleze. Ocupăm primul loc în topul numărului de bicicliști care au decedat în accidente rutiere, raportat la totalul populației, cu 10 decese la 1 milion de cazuri.